Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom face o prezentare a unor semințe de plante exotice venite din America. Căutăm de ceva timp în România semințe de wasabi, dar din păcate nu am găsit asemenea semințe. Suntem curioși cum vor evolua plantuțele dacă ies. De wasabi au un regim special de creștere și din cauza asta am căutat să luăm semințele din afara țării. Am găsit undeva și în Marea Britanie, în Anglia, însă la un preț bun și de încredere am găsit un magazin în America. Site-ul după care am cumpărat se numește strictlymedicinalseeds.com. O să-l lăsăm în descriere dacă cineva vrea să cumpere, nu facem reclamă, dar am fost foarte bucuroși că am comandat după acest site, pentru că comanda a venit în aproximativ 2 săptămâni. Costul shippingului, costul curierului a fost de 13,60 de dolari. Iar și semințele au costat cu tot cu acest cost al curierului 44,25 de dolari. Rezonabil pentru a încerca, nu știam exact dacă o să vină sau nu, dar am văzut că comandă foarte mulți de pe acest site și se pare că sunt de încredere. Semințele de wasabi sunt cam greu de găsit, la ei a trebuit să așteptăm câteva luni până le-au recoltat și le-au pus la vânzare. Să vedem, cred că avem și aici prețul total sau nu știu exact ce e trecut pe plic. Așa. O să desfacem, o să vă spun imediat exact ce plante am luat, ce semințe de plante am luat. În principiu am luat ceea ce nu prea găsim pe aici. Am fost interesați de niște semințe de pasiflora incarnada, care trăiește și în clima noastră, să zicem așa, pentru zona 7A, 7B. Trăiește afară, este singura pasifloră care poate rezista și afară în România. Face niște fructe super bune, floarea este super frumoasă, cred că știți de pasiflora, în principiu din familia pasiflora, ce flori frumoase și ce fructe gustoase fac. Am luat deci mai multe pachetele de pasiflora incarnada, de fapt două pachetele de pasiflora incarnada. Am luat un pachetel cu 10 semințe de gardenia. Am luat, tot așa nu am găsit în România, hibiscus. Dar hibiscus, acela pentru care se folosește la ceai. Am luat un pachetel, am luat wasabi de care v-am zis mai devreme, am luat pasiflora banana pe care o să o punem în casă, o să o ținem protejat, pasiflora purple, la fel care o să o ținem în casă, doar incarnada o să încercăm să facem răsad și să-l ducem afară și să sperăm că peste iarnă va supraviețui. Aici avem semințele de wasabi. Ei au și o descriere exact cum trebuie să pui semințele. Se zice că trebuie ținute la frigider în perioada în care nu sunt puse la încolțit, care are nevoie de o stratificare. Aici este adresa și ce mai au ei pe aici. Acestea sunt semințele de wasabi. Imediat o să vi le arăt, o să le punem și la încolțit. După cum am spus, au nevoie de un regim special. Adică o să folosim și nisip și pietriș, o să se pună într-o cuvă specială, are nevoie de umiditate.
Wasabi, rădăcina de wasabi se poate recolta abia din anul 2 sau anul 3. Nu mai știu exact, e perenă și din anul 2 cred că se poate recolta rizomul pentru a-l folosi la mâncăruri. În principiu, wasabi este folosit la sushi, după cum știți, dar el este o plantă și medicinală. Este o plantă a longevității. Se folosește rădăcina, rizomul, dar se folosește și frunzele în salate, fresh. Au un gust deosebit de bun, apropiat cu gustul de hrean, însă este total diferit de ceea ce găsim pe piață de wasabi, acela cumpărat chinezesc, care îl găsim în tubulețe pe piață. Este total diferit, are un gust mult mai fresh, mai bun și este benefic pentru corp. O să încercăm să-l cultivăm, o să vă facem un update cu plantuțele, sperăm să iasă. O să vă arăt și imediat și semințele cum arată. Noi am comandat și în China, dar pe AliExpress, cred, dar n-am luat țeapă, bineînțeles, erau semințe de altceva, nu de wasabi. Aici avem Passiflora incarnada. V-am spus, aceasta trăiește în România, este singura specie de pasifloră care trăiește în România, adică la un mediul temperatura de la noi se acomodează cu iernatul. Ea, din câte am înțeles, toamna târziu după primul îngheț își pierde în totalitate partea superioară cu frunzele și tulpina și rămâne rădăcina care trebuie pus niște paie pe ea, protejată doar un pic, iar în primăvară, în luna mai, se mai numește și May Pop această pasifloră, pentru că în luna mai dă răsar șuți noi din rădăcini, plântuțe noi, care ajung la maturitate până toamna târziu, cum ziceam, când moare și produce fructe și flori, flori deosebit de frumoase și niște fructe gustoase deosebite iarăși. O să punem aceasta, trebuie pusă 2 zile în apă, după cum văd, înainte de a se pune în pământ. Mai avem hibiscusul, pe care iarăși l-am căutat foarte mult, rosel. Acest tip de hibiscus este comestibil buchetul de fructe. Are un gust acrișor, plin de vitamina C și antioxidanți și se folosește îndeosebi la cei, se poate consuma și în stare proaspătă, dar și uscat. Și la noi în România este doar o plantă perenă, adică se pune în primăvară și până în toamnă se recoltează acele cămașa fructului, floarea în sine, după ce se maturează, doar partea de sus. Nu știu exact dacă se folosesc și frunzele la ceai. O să mai citesc, să ne mai documentăm. Se recoltează în toamnă și în mediul ei natural este o plantă perenă, rămâne de la un an la altul, însă la noi, din cauza înghețului, este anuală. Mai avem Passiflora incarnata, cum ziceam, am luat două. Passiflora banana. Sunt foarte multe tipuri de pasiflora. Noi suntem pasionați de această minunată plantă și frumoasă și cu fructe foarte gustoase. Dacă n-ați încercat fructul pasiunii, care este fruct de pasiflora, ar fi bine să încercați orice fruct de pasiflora. Este deosebit. Din el se poate face înghețată, sucuri, smoothie. Este foarte sănătos și are un gust deosebit. Aici mai avem Passiflora edulis, iarăși pe aceasta o supunem, dar protejată în ghiveci în casă, alături de caerula pe care o avem deja și v-am prezentat-o în alte filmulețe pe care o ținem pe balcon, în afara balconului vara și iarna pe balcon înăuntru, protejată. Iar aici avem gardenia, floarea de gardenie pe care o știți, face o floare deosebită, mirosul este unic. Am luat și acest
Pe viitor o să mai comandăm pe acest site, Strictly Medicinal Seeds, deoarece au fost destul de prompți. Din câte review-uri am văzut și pe forumuri, sunt de încredere, semințele sunt 100% autentice, nu riscați să luați, să primiți altceva. Și de aceea, dacă aveți nevoie de semințe rare pe care nu le găsiți în România, puteți face o comandă, eu știu, eventual vă strângeți mai mulți, faceți o comandă comună să plătiți acei 13-14 dolari transportul. Pentru floarea de ceai hibiscus, floarea nu e floarea de ceai, se folosește la ceai pentru hibiscus, pentru rosel, va trebui să, după cum scrieți, must be Scarefield. Scarefield. Va trebui să punem pe o bucată de șminger, să luăm primul strat deasupra seminței pentru a ajuta la germinație. Presupun că se poate face și cu un cuțitaș sau o lamă. E un pic mai aparte germinația, cum am zis, la această specie. O să le punem în păhărele, pasiflorele cu apă 2 zile pentru a facilita germinația, după care o să le punem direct în pământ. Sper să iasă și plantuțele, suntem destul de siguri că semințele sunt autentice și viabile și vom vedea. Bine, prieteni, să ne auzim cu bine pe viitor, toate cele bune vă doresc. Și dacă vreți să comandați după acest site, o să vă las și linkul mai jos. Nu-i fac reclamă sau ceva, doar că noi am fost mulțumiți de promptitudinea lor și din ce am citit pe forumurile de specialitate, sunt mulți care au cumpărat din multe țări și au fost foarte mulțumiți și ei. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine!